Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2019, Alexandru Cumpănașu, a stârnit un scandal public uriaș după interacțiunile cu adolescenții pe platforma de socializare TikTok. Proof Online, cum se numește contul lui Cumpănașu de pe TikTok, are numai puțin de 519.000 de urmăritori. Pe contul respectiv, acesta susține că face mentorat și coaching pentru elevi și părinți. Scandalul a izbucnit în momentul în care s-a observat că Proof Online îi îndeamnă pe elevi să se revolte împotriva profesorilor și să abandoneze școala. Cumpănașu susține că dă în judecată atât școlile cât și profesorii care, în viziunea lui, comit abuzuri împotriva elevilor. În sutele de videoclipuri postate pe platforma TikTok, Alexandru Cumpănașu mai apare dansând pe muzică de manele și purtând discuții cu conotații sexuale. Alexandru Cumpănașu încurajează glumele de ochiate și se prezintă la un moment dat drept un bărbat foarte bine dotat. Se pare că nu ține cont de faptul că printre urmăritori se numără pe lângă adolescenți și copii din clasele primare. Proof Online, care și-a propus să facă mentorat și coaching pentru elevi și părinți, folosește și cearta ca modalitate de educație. Și vă bărbat dumneavoastră, un om la 50 de ani, bine, n-aveți și, deci aveți 4 ani. Bă, animalului, ce rușine simțitul, am 39 de ani. Oh, și ce mă faci, mă, că ți-ai zis că ai 50 de ani? De ce te atâtești? Bă, nesimțitul, dar tu crezi că se tolerezi la infinit aici nesimțitul acești. Că n-ai știut că ți-ai neapreți?